Mulți ca să știți cât de mult vă va fi încercată răbdarea, că va avea această întâlnire, va avea trei secțiuni. Este vorba de temierea pe care domnul primar a făcut-o, dar vreau să-l invit apoi pe președintele jurului, pe conferința universitară, dr. Gheorghe Siteșan, de la Timișoara, care a fost președintele jurului, având în stânga și în dreapta lui alți doi doctori în filologie, așa am zis eu bine, doamna Iulița Raichici, care a vorbit mai înainte, și profesorul dr. Nicolae Borlovan, de la Caransebeș și de la Liceul Cedelor, prezent acolo și mulțumesc foarte mult. Apoi o să invit, pentru că o parte dintre concurenți vor să meargă cu, să prindă trenul de cât? De 5 și de 6. Bun. O să vedeți că sunt în stare să o prind și trenul. O să îi dau cuvântul, după care o să invităm concurenții să citească un poem, laureat cu două poeme, după care vom trece la prezentarea cenaclurilor, a poeților prezenți și fiecare conducător de cenaclu, parte din ei sunt la masa prezidiului, își va prezenta colegii din cenaclu care au venit la Caransebeș și astăzi. Propun, pentru că sunt aproape 100 de poeți aici prezenți, să citească fiecare câte un poet care nu se poate abține să citească mai mult, să-mi citească doar mie. A treia secțiune pe care o propun și care ar vrea să acceptați este cea a discuției despre starea presei literare. Uiteați care stare este bună. Actualitatea literară de Lugos este acolo. Cei care vor pleca, puteți să vă ziar acasă, să citiți în timp. Dar vreau ca această secțiune a discuțiilor să se facă la sala de cenaclu de la Sorin Chitel, de la Casa de Cultură, pentru că asta privește direct oamenii care scriu, care colaborează, pentru că sunt aici directori de ziare, de viste, literare și vrem să scoatem și noi la Caransebeș și să revină din nou în atenția dumneavoastră interferențele și trebuie să punem la care colaborarea dintre reviste. Așadar, îl rog pe Gigi Secheșan, că nu pot să fie Gheorghe, Gheorghe e tipul oficial doar. El este Gigi Secheșan, așa este prietenul nostru, este de la Oravița de lângă Maidan și astăzi este la masa jurului lângă directorul teatrului de vest din Reșița, domnul Nicolae Bărbescu, care s-a așezat la prezidiu fără să-l invit eu. El, întotdeauna, se auto-încorolează ca acolo. Se duc eu sunt la instituție, măi. Am uitat. El este un n-am vrut să ne interesez. Pentru că, cum am avea la motiv să vedem un pahar cu pahar? Robert, zice Chișan. Mulțumesc foarte mult că se vorbește de instituții, dar înainte să mă exprim bunăreala și convingerea că chestia asta cu trenul de la 6 și un sfert este un fel de cabală făcută între domnul director Povecaru, Coajă, și domnișoara Edith, ca să nu vorbesc eu așa de mult. Sunt ca aproape convins. Acum, în primul rând, vorbim despre instituții, pentru că s-a pomenit, nu așa vreau să încep, dar s-a pomenit o instituție. Cred că sunt la sentimentul tuturor celor de aici din sală, că ne aflăm în faza de a decreta deja format o instituție și anume, să zicem, instituția de poezie sau ceva asemănător din Caransebeș și puterată de autoritățile de aici și în primul rând de directorul ei, domnul Ion Cojocan. Pentru că am avut la multe începuturile acestor manifestări și sunt vreo 10 în total
crescut în timp și, repet, datorită domnului director, care, iată, a reușit să ne adune aici. Mă aduc aminte de un afiș, un fapt, în anul 30, când a venit Andrei Preșcu la Timișoara și a avut o conferință despre solidaritate și scrisea cu aceste cuvinte. Solidaritatea este cu doi prieteni, doi oameni care se cunosc și se prețuiesc, se întâlnesc și tac un pic despre același lucru. Domnul director, domnul primar actual, la fel ca și domnul primar dinainte, crea aceste condiții ca noi să ne întâlnim și să nu facem împreună. Să vorbim împreună. Mă uit în sală și revăd figurile unor prieteni foarte buni din Banat, care sunt ancorați în literatură, care trăiesc în literatură, care trăiesc în literatură și care așteaptă extraordinar de mult aceste momente, pentru că ele sunt din ce în ce mai puține de a aprecia sau de a vorbi împreună. Dacă domnul primar își exprima cumva obida, ca să zic așa, pe un mic alt cuvânt, pentru faptul că i-a fost luat caimacul de către domnul director cu măcar în prezentarea laureaților, ce să mai spun eu despre domnul Mureanu, care mi-a fost și profesor, care a fost asistent și care a spus întotdeauna lucruri atât de importante și atât de adânci, încât orice revenire era redundant. Mă voi strădui totuși și mulțumesc Iubiței Raică și că mi-a făcut o mică publică. Iubița, care este colegă de jur de câțiva ani și prietenă de mai mulți ani și cu care simt poezia atât de bine cât niciodată, la fel ca și cu domnul Borlovan. Poate cu domnul Borlovan mai puțin, că dumneavoastră este mai sever, dar cu Iubița Raific niciodată nu a putut să fișăm. Adică, în ghilimele să fișăm, bineînțeles, cum se face, se face la examen, am nevoie de atât la examen aici, ca să nu... În primii ani mai făceam asta după ce am pus notele, dar pur și simplu nici nu am întrebat și nici nu a fost întrebat, pentru că am ajuns să simțim și să apreciem lucrurile în literatură, în poezie, la fel, de pe aici cu domnul Borovan a făcut doar un bun. Dar marele merit al Iubiței astăzi a fost acela că mi-a revelat un lucru extrem de important, că voi putea trăi din literatură. Iată, dacă ea a putut să-și vorbească un prânz, odată pe an, dar poate mai deja în șapte zile, dacă dumneavoastră a putut să-și plătească prânzul din poezie, mă gândesc așa oameni critic cât de frumos era. Deci mi-ai dat așa un o speranță, iarăși am învățat. Sigur că ceea ce spunea domnul profesor Mureanu este foarte adevărat, există o mare discontinuitate, mai ales în ziua de astăzi, în fenomenul literat, a existat întotdeauna. Eu am o teorie care nu este a mea, este un domn profesor din Reșița de Economie, domnul Popovici, care spunea că, în general, generațiile sunt despărțite între ele de viziune, de ideologie, de criterii axiologice, de etc. Răspundeți, poate, ceva important.
nu vine de ieri, de astăzi, vine cam de prin perioada cel puțin temperatura numărul 8 și știe. Nu vorbesc despre și de asta, pentru că este o altă discuție. Când obiciști încep să ricaneze, încep să privească oarecum cu îndoială lucruri și chiar să se râdă, cum se spune în barat, de ce ne spune. Toate aceste generații au fost generația textului scris, până la apariția imaginii, generația părinților și a bunicilor noștri, generația cinematografului, și noi care am fost generația cinematografului. Spunea domnul profesor Popovici, nu e teoria mea, adică dacă credeți că este bună, este a mea, dacă nu este a mea, spunea că generația aceasta, lumea, nu se mai înțelege, pentru că ei au o altă viziune despre lume, o altă percepție, asta aveam și noi, dar un alt tip de energie, creată de acest calculator, de această lume virtuală, de această, văd aici cadre didactice care pot să-mi confirme, dacă învățământul din trecut de tot era cu vârceaua și se mișca și cum mișca din ăsta hată, carul era de aia. Dacă pe vremea când eu am fost profesor de gimnaziu, vă spun că n-aș mai putea pleca nici măcar la clasa întâi acum, era de ajuns un pic să ridici vocea și să tușești și toți îmi premeneau și se uiteau la tine, nu știu cum înțelegeau, dar erau ascultători. Astăzi, știți foarte bine de la copii din dumneavoastră copii, un copil de vârstă școlară mică nu poate sta mai mult de câteva minute se mișcă, se mână. Asta vine de la foarte multe lucruri, spune medicina modernă, dar spune domnul profesor Popovici de la Lista, în primul rând vine de la această percepție a realului prin computer, prin această lume virtuală. Și dacă pe vremea mea se vorbea despre generația Bucina Dudaș, și avem aici un reprezentant de seamă de la Reșița, la aceste generații în muzica folk, în muzica și poezia cântată. Cred că, dacă vrem neapărat să definim, pentru că a fost după aceea generația columnistă, generația de astăzi este generația facebookistă. Și a internetului, dar mail-ul și așa mai departe sunt deja depășite pentru ei, Facebook-ul este noul lor Dumnezeu. Și cred că trebuie să încercăm să înțelegem, intrând în tipul lor de percepție a lumii și a vieții. Pentru că dacă nu facem așa, atunci conceptele sfinte ale lui, frumosul artistic, imagine poetică, expresie poetică, expresie frumoasă, nu au nimic de a face cu ce vreți să aici. Pentru că această poezie își construiește propriul univers în cel mai deconstructivist mod cu putință. Este o lume în care nu vei găsi gingășii, în care nu vei găsi frate, în care nu vei găsi nici măcar negația sentimentului cum era la 80-iști. Și pur și simplu sfidare, pur și simplu omorârea lui ca pe balaur prin imagini extrem de crude pentru budibonderia noastră de astăzi. Dacă dăm la o parte acest văr, v-am găsit și eu am făcut aici niște notații referitoare la primii câștigători, la primii componenți din acest concurs, ele sunt și de asemenea clare, cred că se gândesc de la aceea sebă, repet, a unei lumi virtuale. Este o poezie discursivă, amorsată în realitate, dar într-un loc de realitate, în care problemele cele mari sunt suicidul. Este uluitor să vezi că la această vârstă și nu este unul singur, eu mă refer la aceste poezii, la aceste texte, nu probabil că în realitatea lor sunt mai multe, la singurătate, pentru că
știți și ascult știți despre moți. Singură și să-ți plângi pe umăr până la prefacerea într-un punct
urmele de 5 trepte și în fundul rugăciunea în gând, îmi treacă, îmi amintesc de mamaie și de cărțile ei bisericești, ajung cumva să mă întreb de ce n-am prescris niciuna, niciodată nu m-am privit ca fiind religioasă. Din potrivă, sunt mama tot ceea ce e opus. La sângele se curgă și încerc să le spui. E un automatism care e altfel de fiecare dată. Mă gândesc la țara și prietenii lui, cum vedeau ei automatismul ăsta. Îmi pui ușa din reflex și până îmi desfac fermoarul, deja uit dacă am un băiat sau nu. Merg direct la aragaz și aprind toate ochiurile, închid ploapele și mă așez pe scaun. Ar trebui să-mi schimb hainele, să o sun pe mama, ar trebui să deschid totul geamă. Sunt oameni cu geamă la Sârbie și văd cum îmi ghidează mâinile pe aragaz, însă nu-mi pot aminti dacă am un băiat sau nu. Domnișoara premiantă a venit însuțită de un băiat care e din București de la Cenacul, direcția 9, nu este acum? Nu, nu. Felicitări și felicitări și eu. Sunt o secesion, în afară de